Alianța Părinților din România va organiza azi, 28 februarie, în cursul dimineții, un protest împotriva promovării identității de gen în școli. Protestul va avea loc în fața Colegiului Național Școala Centrală București. Acțiunea vine ca urmare a unui eveniment ce a avut loc în cursul acestei luni la Colegiul Național din București, când elevii de gimnaziu au fost dus să vizioneze un film de propagandă homosexuală care prezintă relația de dragoste dintre doi băieți, copii la rândul lor. Redăm mai jos comunicatul oficial adresat școlii cu pricina de către Alianța Părinților. Către Consiliul de Administrație al Colegiului Național Școala Centrală. Consiliul Profesoral al Colegiului Național Școala Centrală. Alianța Părinților din România a luat cunoștință de faptul că în zilele de 13 și 15 februarie 2023, elevii claselor a 7 și a 8 au fost dus să vizioneze filmul Close cu activitate educativă desfășurată în parteneriat cu Institutul Francez. Filmul promovează explicit modul de viață LGBT, iar explicațiile date de unitatea de învățământ ca răspuns la reacția părinților reprezintă o jenantă încercare de justificare a antrenării copiilor într-o activitate ale cărei mesaj educativ se poate rezuma astfel. 1. Dacă o persoană de același sex îți face avansuri, adică manifestă față de tine interes romantic, trebuie să răspunzi acelor avansuri, deoarece adminteri acea persoană se va sinucide, iar tu te vei simți vinovat. 2, sinuciderea reprezintă un mijloc de rezolvare a problemelor. Precizăm că înclinațiile, preferințele sexuale ale catelor didactice, nu ne preocupă, dar nu dorim ca ele să transpară în activitățile curiculare sau extracuriculare în care sunt antrenați copiii noștri. În caderea firmului în categoria acordul părinților 12, premiile și nominalizările la care faceți referire, precum și faptul că Elevii Duf să-l au cel puțin 13 ani, sunt elemente lipsite de relevanță, deoarece, conform articolului 29 din Constituția României, părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine. Comunicatul școlii invocă și participarea benevolă a elevilor la activitatea respectivă. Din informațiile pe care le avem, rezultă că s-au făcut presiuni subtile asupra copiilor care au refuzat să participe la această activitate. Știm de asemenea că elevilor nu le-a fost prezentat în prealabil subiectul filmului, deci consimțământul le-a fost viciat. Vă atragem atenția că nici prezentarea prealabilă a subiectului nu ar fi fost suficientă, deoarece părinții sunt cei care decid asupra timpului de educație pe care doresc să o primească copiilor. Conform articolului 157 al regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din 4 a 7 a 2022, părinții sau reprezentanții legali ai antepreșcolarului, preșcolarului, elevului sunt parteneri educaționali principali ai unităților de învățământ. ONG-urile, de exemplu, Institutul Francez sau altele, pot fi parteneri ai universității de învățământ, dar numai părinții sunt parteneri educațional principali. Unitatea de învățământ are obligația de a i consulta cu privire la activitățile cu rol educativ pe care și le propune, iar activitățile extracurriculare se desfășoară cu acordul scris al părinților. Ca urmare, subscrisa Asociația Alianța Părinților, prin reprezentant legal președinte Cristian Filip, vă solicită să ne furnizați informațiile următoare: în temeiul dispozițiilor articolului 31, dreptul la informații din Constituția României și legii numărul 544 per 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 1. Solicităm să ne transmiteți copiile proceselor verbale încheiate la ședințele cu părinții elevilor din clasele care au fost duse să vizioneze filmul Clos. 2. Solicităm să ne furnizați dovada că părinții au primit informații corecte și complete despre subiectul filmului și că și-au dat acordul prin semnătură pentru ca elevii, copiilor, să vizioneze acest film. 3. Solicităm să ne transmiteți pe adresa de e-mail din antetul prezentului document Varianta comunicatului conducerii colegiului, semnată și ștampilată, pentru a o putea folosi în viitorul nostru demers penal, articolul 197 cod penal, relele tratamente aplicate minorului, având în vedere că prin vizionarea acestui film care promovează homosexualitatea juvenilă și incită la sinucidere copiii noștri, a fost expuși unei agresiuni psihice și au suferit o traumă. Precizăm că vă putem pune la dispoziție studii științifice care indică o rată a afecțiunilor psihice de 5 până la 10 ori mai mare în cazul tinerilor autodeclarați LGBTQ plus 110 alte genuri. Aceasta este viitorul psihologic, psihiatric, pe care doriți să îi îndreptați pe copiii noștri prin activitățile colegiului. În anexa 2 găsiți rezultatele unui studiu medical realizat în Statele Unite pe 53 de milioane de subiecti, atestând gradul de dezorientare, predispoziție la crizele psihice și sinucidere ale tinerilor LGBTQ, eroi din filmele promovate de conducerea colegiului. În luna decembrie 2022, în interval de 3 săptămâni, Municipiul Iași a fost zguduit de două morți tragice și subite a doi travestiți, deci din categoria LGBTQ, care s-au sinucis în urma unor crize și decepții asemănătoare cu cele ale personajului sinucigaș din filmul Close. Nu acesta este viitorul pe care îl dorim copiilor noștri. Vă amintim faptul că dumneavoastră aveți obiectul muncii, numai atâta timp cât noi considerăm potrivit să ne înscriem copiii în această școală. Viziunea educațională a școlii va constitui principalul criteriu de evaluare în analiză pe care o vom face pentru a stabili dacă această școală mai corespunde sau nu exigențelor și standardelor noastre morale. Solicităm număr de înregistrare și răspuns în termenul legal. Au transmis aceștia colegiului cu pricina. Într-un comunicat separat, aceștia reinterează cele scrise mai sus și anunță un protest în fața școlii. Ca urmare a celor prezentate mai sus, marți 28 a a 2023, între orele 7.40 și 9.40, va avea loc un protest în fața școlii centrale din București, strada Icoanei 35, București. Participarea oricui este binevenită, chiar și timp de 20 de minute în drum spre serviciu. Fiți responsabili și luptați pentru sănătatea psihico-emoțională și fizică a copiilor româniei. Mai jos redăm câteva secvențe din filmul Clos, pe care minorii au fost să-l privească ca pe o activitate educațională. Distribuie și abonează te pe canalul nostru de YouTube Știrile Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.